cum reușești să ai un ten așa luminos și curat? Ei bine, totul stă în îngrijirea ta zilnică, dimineața și seara. Așa că m-am decis astăzi să vă arăt care este rutina mea de seară. Mă numesc Amalia Drăghici, sunt make-up artist și astăzi vă arăt secretele mele de îngrijire ale pielii. Voi începe cu demachierea tenului și pentru demachierea tenului voi folosi apa micelară de la Aghino cu dischete demachiante, bineînțeles. Și voi pune pe vată apa micelară și încep mișcările. Eu încep de pe frunte, încep să mă mișc mai repede și continui cu zona nasului și mă duc spre exterior. Să nu uitați de sprâncene, pentru că și în ele se adună praf, chiar dacă nu obișnuiți să le machiați. Și întotdeauna mă uit pe dischetă să văd cât de multă mizerie s-a acumulat. Ok, să nu uităm de zona gâtului, este foarte important, mă doar un pic aici. Gata, s-a rezolvat. Ok, voi întoarce discheta pe partea cealaltă. Este foarte important să curățați bine tenul, mai ales seara. Pe lângă machiaj se adună foarte multă mizerie, praf, poluare. Și este important să avem grijă de el. Nu am uitat de ochi. Voi trece și la ochi. Voi pune apă micelară pe o dischetă. Voi pune și pe încă una, pentru că voi proceda în felul următor. Dischetele umezite foarte, foarte bine, le pun pe ochi și încerc să înmoi mascara, astfel încât să se dezlipească foarte ușor de pe gene. Ok, cred că este suficient. Și acum trag ușor spre exterior. S-a curățat destul de bine. Uite, vedeți? Deci s-a păstrat rimelul fix în zona aceasta. Și acum mai tapotez un pic. Nu foarte mult. Chiar sunt curioasă. Voi cum procedați atunci când vă demachiați la baza ochilor? Pur și simplu trageți sau procedați ca mine? Eu am învățat un lucru de la cineva, că nu este bine să tragi, mai ales zona ochilor. Zona de sub ochi este foarte sensibilă. Zona este foarte, are pielea foarte subțire și se ridează extraordinar de repede. Deci cât mai puțin să trageți de zona aceasta. Perfect. Deci așa arăt eu nemachiată. Pasul următor ar fi dischetele demachiante de la Pixi, dar înainte de ele, înainte să mă curăț pe față total, folosesc aceste, sunt niște pad-uri pentru ochi și îmi place să le las în zona ochilor cât timp îmi mai curăț fața. O să vă arăt imediat cum arată. Te arată așa. Este foarte lipicioasă. Și arată așa și o să iau un pad din acesta și o să-l pun în zona ochilor. Bine așa. E foarte lipicios. Ok. Și încerc să lipesc bine. Și acționează cât timp eu îmi curăț restul feței. Ok. Cum am zis, de la Pixi, dischetele exfoliante. Și insist mai mult în zona T. De ce? Pentru că acolo mi se pare mie că se încalcă mai rău tenul și sprâncene. Îmi place foarte mult să insist și asupra sprâncenelor, pentru că astfel se curăță mai repede și mai bine. Dar încerc să trag în sensul lor de creștere. Ok, am terminat. Mai las un pic aceste peduri aici, mă mai joc un pic cu ele și le dezlipesc. Ok?
și cu produsul care a rămas fac un masaj în zona ochilor până intră tot în piele. Ca să intre și mai repede în piele, mi-e place să folosesc aparatul de la Talica pentru zona ochilor. L-am luat din magazinul Douglas acum ceva vreme. Combate și micile riduri, liniile fine. Și nu uitați de partea de sus a ochiului. Foarte multă lume a observat că o uită, dar și ea este importantă și atunci când vă aplicați crema de ochi sau serumul de ochi. Pentru a-mi împrospăta un pic tenul, folosesc spray-ul cu aloe și ierburi și apă de trandafir. Îmi place foarte mult cum miroase și îmi place foarte mult cum arată tenul meu. Foarte luminos. Deci merită efortul atâtor pași și ziua, dar și seara. Într-adevăr, cât de târziu este încercat să mențineți o rutină strictă și seara și dimineața. Păstrați-vă produsele lângă voi, pe noptiera voastră, încât să le vedeți. Nu le băgați în sertar, pentru că așa am făcut eu, le-am băgat în sertar și uiți de ele pur și simplu. Deci tot ce trebuie să faceți seara, în ceea ce privește îngrijirea, țineți-le lângă voi. Seara am inclus în programul meu de îngrijire produsul de la Kiehl's, care are vitamina C, 12,5% vitamina C și acid hialuronic. Și îmi place foarte mult că ziua, tenul meu arată incredibil de luminos. Cred că este suficient atât. Și masez. Nu uitați de nas. Nu vă duceți în jurul ochilor. Deci de aici în sus nu vă duceți. Evitați zona ochilor. De fapt, ce face vitamina C? Vitamina C exfoliază ușor tenul. Eu îl folosesc doar seara. Pentru că vara am încercat, l-am folosit odată și vara, ziua, rutina mea de îngrijire zilnică dimineața și mi s-a părut că am fost roșie pe față și nu mi s-a părut ok. Așa că l-am inclus doar seara. Voi aveți grijă de sprâncenele voastre? Stați niște că nici eu nu aveam grijă înainte, până să descoper produsele de la Talica pentru sprâncene și pentru gene. Acestea sunt. Asta este pentru sprâncene și îmi place foarte mult că are și o oglindă încorporată aici. Și acesta este pentru gene. Voi începe întâi cu genele. Practic, ce face acest ser? Hidratează genele și ajută un pic și la stimularea creșterii a noilor fire de păr. Este important să ne și hidratăm genele pentru că le chinuim cu, nu știu, cleștișorul de gene, cu mascara, la demachiere și au și ele nevoie de hidratare, la fel ca și sprâncenele. Și uite, cum vă spuneam, deci are oglinda asta drăguță aici și pot să o folosesc mai ales seara când stau în pat și mi-o aplic cu acest burețel. Și încerc să mângâi această zonă. Și îmi place foarte mult acest ser de sprâncene, care are și o urmă de culoare. Deci sprâncenele se și colorează un pic, după o anumită vreme, bineînțeles. Nu uitați de buze. Pentru buze, eu folosesc de la Guinot, Longvilevre. L-am luat din magazinul Topline. Și încerc să nu pun produs doar pe buze, încerc și pe contur. Și buzele mele, mâine dimineață, vor arăta foarte bine. Ok, și acum trecem la ochi iar. Nu știu dacă ați observat, am încercat să păstrez o distanță ca timp între produse. Mi-am aplicat serul de față cu vitamina C. După aceea am trecut la gene, sprâncene, acum buze, acum trec chiar la ochi. E bine să păstrați o distanță de timp între produse, încât ca
în acest timp codusele au timp să acționeze și să pătrundă mai bine în piele. Acest produs se numește cafein de la The Inky List. Cred că l-am pronunțat corect. Este un set. L-am luat de la Sephora, cred că acum 3 săptămâni. Se folosește și dimineața și seara. Îmi place foarte mult că, nu știu, am cearcăne, ca toată lumea, dar nu mai sunt așa de vizibile. Posibil pentru că conține cafeină și cafeina știu că diminuează efectul cearcănelor. Și aplic o bobiță de orez. Aici și aici. Ok, și cu inelarul tapotez. Mi se pare că am pus cam mult aici. Tapotez, la fel mă duc și în partea de sus, cum v-am zis, nu uitați de partea de sus. Și acum trec iar la față. Pentru față, eu folosesc, cred că de o săptămână, Lancome. Arată așa pentru că l-am scăpat de curând în păr. Și am spart capacul. Bine că nu s-a spart încă ți-a iasă produsul. Da, a avut de suferit doar capacul, dar arată ok. Da, cum vă spuneam, o folosesc produsul de la Lancome Genifique Repair. Este o cremă de seară și de când am început să o folosesc, tenul meu a doua zi radiază. Pur și simplu radiază. Posibil și de la aceste dischete exfoliante de la Pixi și de la produsul Kiehl's și de la toată rutina mea pe care mi-am schimbat-o, cel mai și cel mai mult pe locul 2 de fapt este acest produs, pe locul 1 sunt dischetele machiante de la Pixi. Îmi place foarte mult că este o cremă grasă, nu trebuie să iei foarte mult produs și îmi iau în palmă cam așa. Și o introduc în piele. Nu uitați de gât. O să vă zic mereu. Nu vreau să vă bat la cameră. O să vă reamintesc. Uite, deja produsul de sprâncene a intrat. Uite ce plăcut este. Ok. Și miroase extraordinar. Extraordinar de bine. V-am zis, nu trebuie să luați foarte mult produs. Este o cremă genială pe care cu siguranță o să mi-o recumpăr. Și cam atât. Abia aștept să-mi împărtășiți și voi care este rutina voastră, ce produse folosiți și ce produse vă plac cel mai mult. V-am zis, la mine am 3 produse preferate. Pixi, Kiehl's vitamina C, serul cu vitamina C și Lancome Genifique. Sper să ne vedem curând. La revedere!